O după amiază liniștită în fața televizorului începe pe la ora 17, neapărat pe TVR3 și TVR Iași. Doar aici îl veți cunoaște pe artistul fotograf Ionuț Caraș, despre care Daily Mail scria că este un fenomen al suprarealismului în Photoshop. Apoi vă invităm la film, în premieră la Iași, Afacerea Tânase, Leapșa pe Murite. Un opposant roumain a disparu à Paris. De l'écrivain roumain Virgil Tanaz. Virgil Tanazé. En particulier Paul Goma. Goma Tanaz, c'est grave, c'est grave. À la liquidation de deux personnes. Otrăvirea cu o substanță numită aconitina. Îmi dau un pistol, spunându-mi că mare lucru cu pistolul n-am să fac, dar așa, dacă... Și să dispară o bucată de vreme până când găsim o soluție. Despre cum ne putem ajuta singuri, ne va spune directorul serviciului de ambulanță care dă un bal pentru o șeniletă. De ce avem nevoie de așa ceva? Suntem pe un deal din comuna Scânteia, ambulanța pe șenile încearcă să-și facă loc și să ajungă până în comuna Mironeasa, acolo unde încă de azi dimineață, de la ora 4, s-a făcut un moagăl pentru un copil de 5 luni bolnav de pneumonie. Este timp un alt copil de 2 luni, pe vreși și o gravidă, au solicitat ajutor medical, să sperăm că vom ajunge la timp. În fața ambulanței pe șenile s-au întins 14 km de alb imaculat, deranjat din când în când de viscolul care acoperea orice petec de cer. Trei suflete așteptau cu speranță, dar și resemnare în dispensarul din Mironeasa. La aproape 10 ore de la primul apel făcut la dispecerat, ambulanța pe șenile a reușit să ajungă la Mironeasa. Între timp, femeii însărcinate i-a venit sorocul și a adus pe lume un copil, un băiat care poartă numele de Valin. Și nu în ultimul rând, doar la TVR3 și TVR Iași îl veți auzi pe ambasadorul Marii Britanii la București recitând din Eminescu. Brațele nervoase, arme de târie, la trecutul ții mare, mare vetor. Fiarbă vine în cupe, spumece pocalul, dacă fiți mândre, astele nutresc, căci rămână stâncă, deși moare valul, dulce România, astă ți-o doresc. Toate la Regionalia de la ora 17.